Salut și bine ați la video.info, numele meu este Vali, iar azi vă arăt cum să vă aflați parola de la Windows 7 sau de la Windows XP în caz de ați uitat-o. Ok, pentru început avem nevoie de un program care se numește OPHCrack. O să intrăm într-un browser, scriem OPHCrack. Mergem pe a doua variantă de aici. Și când te vedeți ne-a dat un panou de unde putem downloada acest sistem de operare, mai exact, cred că este o extensie a Linux-ului, să zic așa. Ok, dați download, îl downloadați, eu l-am downloadat deja ca să nu mai dureze foarte mult tutorialul până îl downloadează. Îl ardeți pe un CD. Este o imagine foarte mică, deci va încăpea pe un CD, să zic așa. Faceți o imagine cu el, de fapt un CD bootabil, și pur și simplu îl băgați în calculatorul căruia vreți să-i aflați parola. Ok, din câte vedeți, a bootat-o pe HCrack. Îi dăm aici Enter. Lăsăm să își facă, să zic așa, setările. Ok, și după ce ați băgat CD-ul în calculator, sistemul a bootat, să zic așa. Iar aici o să vă apară un ecran în care vă arată parolele care se vor decripta, să zic așa. Aici o să vedeți, acesta este un user, acesta este un alt user, iar dacă nu aveți, să zic așa, parolă pe administrator sau pe guest sau pe, să zic, home user, pur și simplu vă va arăta empty, exact cum vedeți aici. Ok, știu că durează în funcție de cât de mare este parola sau cât de grea este parola. Așa că vom aștepta și noi să vedem când ne va da parolele. Bun, din câte vedeți, după aproape 15 minute, parolele au fost aflate. Din câte vedeți, la userul tutoriale video.info a fost test 1, iar tutoriale video este test. Ok, după ce aflăm parola care ne interesează sau parolele care ne interesează, îi dăm stop, scoatem CD-ul din unitate, să zic așa, și vom da pur și simplu restart la calculator. După ce calculatorul se restartează, o să ne apară userele la care am aflat parola. Vom da pe userul tutorialevideo.info și vom scrie parola test 1 și dăm enter. Din câte vedeți, parola a mers. Și am putut să intrăm în Windows, să zic așa. Cam atât pot să vă zic despre OPHCrack. Vă mulțumesc pentru atenție. Dacă aveți nelămuriri, vă rog să comentați pe rubrica de comentarii. La revedere!